Vă propun să începem cu o scurtă rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vino, Duhule Preasfânt, și trimite pe pământ a Ta luminoasă rază, al săracilor Părinte, Dătător de cele sfinte, vino și ne luminează. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Maica Bisericii, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prima întâlnire de formare pe care o avem este propusă de către Părintele Bogdan Balașcă. Părintele Bogdan Balașcă este preot franciscan al provinciei Sfântul Iosif, a fraților minori conventuali, este director la Liceul Catolic din Roman și ne va ajuta să descoperim discipoli misionari. De ce? De ce cu adevărat suntem noi discipoli misionari? Părintele Bogdan, vă invita. Lăuda să fie Iisus și Maria. Nu știu dacă ați citit această carte, Dăruind vei dobândi, scrisă de Nicolae Steinhardt. E povestioară acolo foarte scurtă, dar cu semnificație profundă. Zice că într-o zi, un tânăr a mers la o mănăstire, la starețul mănăstirii de acolo și îi zice, taică, părinte, vreau să mă călugăresc, dar știi, nu am credință, nu am iubire, nu am de-astea de mănăstire. Și taica părinte se uită la el așa în ochii săi și zice, nu-i problemă, uite, te duci acolo în chilia ta, intră și ai să vezi că în viață, căutând să dai altora credință, căutând să le dăruiești altora iubire, vei dobândi și tu. Și așa a apărut titlul acestei cărți, Dăruind vei dobândi. Și cred că este un exercițiu pe care îl facem și noi de multe ori. Zicem, când dai, parcă mai mult primești. Nu știu cum e viața dumneavoastră, dar de multe ori viața noastră e un consum așa de energie. Ne sculăm dimineața, mergem la muncă, la școală sau avem activități acasă, obosim, ne odihnim, ne pregătim una alta, ne culcăm seara și a doua zi iar o luăm de la capăt cu activitățile noastre. Viața noastră întâlnim persoane, întâlnim cu oameni, după care îi lăsăm. În viața noastră primim, acceptăm, dar apoi avem nevoie și să lăsăm. În viață găsim iubire, găsim oameni care au ținut sau țin la noi și la un moment dat vedem bucuria de a dărui și noi iubire copiilor sau celor din jur. Viața are așa un fel de ritm al ei, un fel de a primi și a lăsa, un fel de a accepta și apoi a dărui. N-ai cum numai să primești, să primești, să primești, să te umpli și atât. Ceva lipsește, ai nevoie să dai. Așa cum este inspirația și expirația. Inspiri și expiri și cam așa se explică toată viața noastră într-o frumusețe reglată de Dumnezeu. Și avem în fața noastră acest nume, discipol misionar. S-ar putea să pară complicat, e și lung, e și poate ne încurcăm la pronunțare, parcă e ceva nou ce mai este și invenția asta acum, am mai auzit noi așa, dar undeva acolo, în cărți. Dar acum discipol misionar vrea să ne zică nouă, mie, dumneavoastră, ție, că e vorba despre tine, că tu ești discipol misionar. Și fără să adauge ceva extra periculos în viața noastră, dimpotrivă ceva frumos, această sintagmă, această expresie
este exact ca inspirația și expirația, ca primirea și dăruirea. Pentru că ce înseamnă discipol, dacă nu acea persoană care acceptă să se așeze și să învețe, să primească de la celălalt cu smerenie, cu curiozitate, cu interes, să îi se dea. Aceasta înseamnă a fi discipol. Ce înseamnă misionar? Înseamnă ca ceea ce primești, ceea ce ți se dăruiește, să dai mai departe, să te simți util, să nu ții doar pentru tine. Discipol misionar înseamnă, dacă vrem, viața noastră, în cele sfinte. Îl primim pe Dumnezeu, primim cele sfinte, primim bucuria credinței și în același timp vrem să o dăruim. Și să nu facem confuzie, să zicem că n-ai cum amândouă deodată. Ori ești discipol și înveți, ori ești misionar și te duci în stânga sau în dreapta și pleci în misiune. Acestea două nu se excomunică. Sunt trăite împreună. Nu este că mai întâi în viața ta o parte trebuie să fii discipol ca să înveți ca la școală și când ești pregătit, după ce ai dat examene și ai văzut că știi ceva, te duci după aia și trăiești partea a doua, misiune. Nu. Se trăiesc împreună, în același timp, în acest moment. Sunt deopotrivă și discipol și misionar, dacă vreau și dacă accept această misiune. Acum, sigur, despre discipol putem spune multe. Ideea este că, pentru a înțelege așa puțin cum funcționează și sufletul nostru și viața noastră, dacă la nivelul fizic abia am mâncat pentru că am avut nevoie de treaba asta ca să rezistăm și treaba asta ne indică că nu suntem autosuficienți, ci avem nevoie de ceva exterior nouă ca să ne mențină viața noastră, hrana care vine de la Dumnezeu. La fel și la nivelul sufletesc, nu suntem autosuficienți, nu le știm pe toate mereu. Avem nevoie de o hrană și așa cum mâncăm constant, zilnic, în anumite ore, regulat, avem o anumită obișnuință, așa este și a fi discipol în viața de credință. Mereu avem nevoie să ne hrănim. Dar dacă numai te hrănești fără să faci mișcare, iar nu e bine. Te atrofiezi, pierzi dexteritatea, nu mai ai vigoare. Și atunci completează existența noastră spirituală partea de misiune. Pentru că te face util, pentru că îți spune ție, mie, că putem iubi. E vorba despre noi, despre dumneavoastră. E vorba despre mine, ca preot, călugăr, dar este vorba despre dumneavoastră ca adevărați creștini, ca adevărați credincioși. Ați fost trimiți astăzi aici sau poate ați ridicat mâna când s-a întrebat în panohie sau v-a sunat părintele paroh sau v-a căutat sau sunteți prin apropiere, dar vreau să vă zic că nimic nu este întâmplător. Cu motivațiile cu care ați venit astăzi, cu acestea ne prezentăm Domnului, dar acasă vom pleca așa cum Dumnezeu știe că ne face nouă bine. Luați această întâlnire, acest moment, această experiență ca fiind dăruită dumneavoastră de Dumnezeu cu un sens. De ce să fim discipoli misionari? Pentru că, dacă citim Evangheliile celor patru evangheliști pe care avem aici sus, Ioan, Luca, Marcu și Matei, acolo, Iisus, înainte de a pleca din această lume către cer, le spune celor care erau în jurul lui, ucenicilor, mergeți, predicați, faceți discipoli, vorbiți despre faptele mele, sigur, parafrazez, botezați, anunțați, iertați și așa mai departe. Vă trimit pe voi. Acum dumneavoastră puteți spune că, sigur, e vorba de ucenici, e vorba de cei care stau mai aproape de biserică, de preoți, eventual de surori, iar noi ceilalți, sigur, facem ce putem, dar nu chiar noi trebuie să facem treaba asta. Nu chiar noi, ăștia alți care avem și servici, și activități, și oboseli, și copii, și soție, soț, și altele în jur, trebuie să facem această
vestire. S-ar putea să avem replica asta la îndemână sau ispita aceasta și să refuzăm acest mandat. Dar nu scăpăm. Nu pentru că cineva ne urmărește, ci pentru că cineva vrea să ne convingă că noi suntem aceștia. Despre noi e vorba. Și atunci vine un al doilea argument. Dacă nu ascult Evanghelia. Îmi spune Papa Francisc într-o scrisoare frumoasă, Evangelii Gaudium, zice că dacă ai primit botezul, și cred că am fost botezați, așa ni s-a spus, așa știm că avem niște nași, mergem la biserică, ne împărtășim, spune, dacă ai primit botezul, înseamnă că acel botez te face discipol misionar. Nu poți să te stai la, să te uiți la alții, cum se mișcă în biserică, cum fac activitate, cum organizează, cum predică, și tu primești. Nu. Ai primit botezul, spune Papa. Ai devenit subiect activ al evanghelizării. Ai treabă. Ai primit botezul, îl ai pe Duhul Sfânt. A, dar eu nu sunt așa pregătit, nici nu știu ce să spun. Nici nu am așa, nu știu, curaj, am emoții. Nu, zice că tu ai tot ce trebuie. Așa cum ești. Ai exact ceea ce trebuie, așa cum ești. Dacă noi așteptăm să fim, zicem așa, mai bine, mai zdrave, mai inteligenți, mai pregătiți, mai ok sau mai nu știu cum, ca apoi, după aceea, să executăm și partea asta, ne păcălim. Zice un părinte actual în biserică, probabil și alții, că nu, chiar dacă șchiopeți, chiar dacă ai anumite deficiențe, chiar dacă ai emoții, chiar dacă încă nu ești în regulă, chiar dacă ești păcătos, chiar vindecarea vine mișcându-te. Vindecarea vine punându-te în treabă, nu așteptând să fii în regulă. Și știți, era acele versete pe anumite iconițe, iubește-mă așa cum ești. Dacă aștept să fii perfect ca să mă iubești, nu o să mă iubești niciodată. Predică-mă așa cum ești. Vorbește despre mine așa cum poți, așa cum știi. Dacă aștept să fii la nu știu ce nivel, nu o să o faci niciodată. Ci așa cum ești, cu simplitate, pentru că ai botezul și botezul nu este un dar egoist. Bă, l-am primit eu, e al meu, e treaba mea, e viața mea și atât. Botezul e darul pe care l-ai primit, de care și alții au nevoie să se bucure. Așa cum ne-am bucurat și noi, cum spunea Preasfințitul, de atâta credință primită de la strămoșii noștri. Tot datorită botezului suntem astăzi, botezului lor suntem astăzi aici. Bine, s-ar putea să spună cineva totuși, nu știu dacă pot să fac asta, nu știu dacă am această putere, curaj, dacă mă regăsesc în acest motiv. Și atunci vă propun să mai căutăm motive, nu ca să vă conving, dar ca să deschidem luminii în jurul nostru, să vedem ce bogăție există. Un al treilea motiv, zice Papa Francisc, dar tu, în viața ta, nu simți că atunci când trăiești ceva frumos, o bucurie, o experiență, cât ți s-a întâmplat, nu simți să povestești? N-ați făcut asta? Cred că da, nu? Băi, să vezi ce frumos, trebuie să spun neapărat, n-am cum să stac. Binele, spune el, tinde mereu să se comunice, n-ai cum să-l ții pentru tine. Parcă nu suport să stai singur cu el și să te gândești, trebuie să-i spui cuiva. Poate fi o nevoie personală, dar poate fi un dar pe care abia așteaptă celălalt. Că și noi ne îmbogățim din experiențele celorlalți. E ceva frumos să poți să-ți deschizi sufletul și să spui ce minune ai găsit în biserică. Ce frumos te-ai rugat și Dumnezeu ți-a vorbit. Ce rugăciune frumoasă ai trăit la un moment dat. Ce idee ai descoperit. Ce cântec frumos religios, ce verset ți-a vorbit azi, ieri, aseară. Să spui și celuilalt fără a-l forța, dar pentru a-i dărui, a te bucura că poți să împărtășești. E minunat acest lucru. Nu te lasă în pace un bine care, nu știu, pe care îl primești. Și dacă nu ne convinge nici treaba asta, mai există argument. Tot Papa Francisc în aceea scrisoare, dar și în multe alte documente ale bisericii, afirmă că, de fapt, nu e numai o treabă
așa, emoțională, că ți-a venit ție o bucurie și o spui. E natura ta. Tu ești misiune, zice biserica. Tu existi, eu exist și pentru că existi, ești deja misiune. Cum adică? Adică, prin însăși faptul că eu sunt pe pământul acesta, am un sens, am o direcție, am un rol în viața celorlalți. Sunt deja misiune. Când circul, când mă duc la servici, acolo eu desfășor o misiune, dar nu neapărat profesională, ci o misiune a credinței. Face parte din natura ta. Pentru că Hristos la fel a venit pe pământ cu o misiune, trimis de Tatăl. Misiunea sa a fost să vorbească despre iubirea lui Dumnezeu și să ne mântuiască. Din această misiune s-a născut biserica, în care suntem, biserica universală, care este o misiune pe pământ. Și în această biserică facem noi parte, care avem o misiune. Și Iisus a ascultat de Tatăl și spune Sfânta Scriptură, a învățat ascultarea din cele ce a pătimit. Și a asumat și postura asta de discipol. Și biserica, urmând exemplul lui Iisus, învață ascultarea față de Dumnezeu. Și dumneavoastră, membrii ai bisericii, eu, învățăm ascultarea. Suntem misionari și ascultăm. Avem o misiune și în același timp învățăm să trăim această misiune. Este extraordinar de frumos și câtă bogăție ne dăruiește această imagine despre noi, astăzi, aici și în zilele pe care le trăim. Mă uit ca să fiu ok și cu timpul. Și dacă nici aceasta nu ne convinge, faptul că e natura noastră misionară, dacă nu ne convinge mandatul lui Iisus, botezul lui Iisus, nu ne convinge, nu știu, emoția pe care trebuie să o... că nu o simțim, că n-am avut de alea, că nu a fost în viața mea, de unde vrei să spun dacă nu am trăit. Posibil să avem argumente de genul acesta. Mai există argumente care să ne spună nouă frumusețea de a fi, despre frumusețea de a fi discipol misionar. Un al cincilea argument. Să știi că e cea mai bună afacere pe care poți să o faci în viața ta. Sună ciudat, dar noi oamenii suntem așa formați să vedem ce beneficiu, ce îmi iese, ce e mai bine, ce câștigă. Și există un sfânt, probabil ați auzit mai mult sau mai puțin despre el, Sfântul Ignațiu de Loyola, care a vrut să trăiască viața cu sens, cu folos. Și mai întâi a fost soldat în armată, cavaler, dar la un moment dat, pentru că a fost accidentat și s-a îmbolnăvit, stând el așa pe patul suferinței, citind anumite scrieri despre sfinți și văzând cum se simte, a creat un exercițiu pe care vi-l propun și dumneavoastră, exercițiu spiritual. Zice el așa, ia gândește-te că tu viața vrei să te trăiești chiar bine, cu folos. Chiar vrei să urmezi pe cineva deștept, inteligent, care face lucruri bune. Chiar vrei să ai un astfel de rege, de șef, care ține la tine și te ajută. Dar e un rege pământesc. Poate să fie un lider de, nu știu, de ONG, poate să fie un șef spiritual extraordinar. Dar ia gândește-te apoi, zice, dacă regele tău ar fi direct Dumnezeu, care te iubește enorm, care este înțelept, nici nu se compară cu ceilalți, care este sfânt, care este bun, care este blând, care este frumos. Pe cine ai urma? Un rege pământesc sau un rege ceresc? Și sinceritatea ne obligă să afirmăm, păi cum să ne aleg regele ceresc? Cum să ne aleg ce este mai bun? Și cu adevărat a fi discipol misionar înseamnă a alege să fiu în slujba regelui ceresc, a lui Dumnezeu, mai degrabă decât să urmezi alte interese. E chiar și o afacere logică, rațională, care te convinge și îți dă și o stare puternic interioară. Acum, sigur, ce înseamnă a-L urma pe Dumnezeu?
Tot Ignațiu, după ce a zis că gata, vreau să fiu un armat al regelui, mai propune un alt exercițiu, tot spiritual, și spune ție, hai să vezi cum e în armata regelui. Că așa, sigur, la prima vedere, spui că ai înțeles totul. În armata regelui e cam așa. Imaginează-ți că există două armate pregătite de luptă. O armată de data asta a lui Lucifer, a celui rău, și o armată a lui Hristos. Și Lucifer, așa cum face fiecare comandant, își așteaptă și el supușii. Și Lucifer îi cheamă pe cei care vor să-l urmeze, diavolul. Ce veniți la mine, în armata mea, și eu vă promit, atenție, vă promit trei lucruri. Vă promit putere, bani și faimă. Eu vă promit chestia asta, zice Lucifer. Știe el de unde le scoate, dar le promite. De partea cealaltă, Hristos spune, veniți și la mine, cei care vreți să vă urmați. Doar că eu nu vă promit ce vă promite celălalt. Cei care veniți la mine veți avea parte, și așa este, de dispreț, de suferință și de umilință. Sunt cuvintele pe care Ignațiu le așterne în exercițiul său. Și tu când te uiți la cele două tabere și vezi ce promite unul și ce promite celălalt, unde simți să mergi? Ce te atrage? Și răspunsul și-l poate da fiecare. Dar Ignațiu nu minte când face acest exercițiu, pentru că în Biblie ni se spune clar că Iisus însuși a făcut un exercițiu când îi trimite pe ucenicii săi și le spune clar, vă trimit ca miei în mijlocul lupilor. Ca, pe românește, ca miei la lupi. Te duci la lup, tu, miel, mergi la lup. Și te trimit fără nimic și o să ai probleme, zice Iisus. Îți mai convine atunci să fii discipol al lui Iisus? Recunoaștem în noi și o anumită teamă, o anumită surpriză, o anumită reticență. Păi stai, chiar așa e? Poate fi așa și cred că în viața dumneavoastră poate ați experimentat și postura de a fi destul de greu, de a suferi din cauza credinței, de a fi judecat, marginalizat pentru că ai ținut la un principiu. Dar nu e doar atât. A fi miel înseamnă adevărul despre noi. Înseamnă umanitatea noastră, fragilă, vulnerabilă. Nu trebuie să mimăm că suntem armați, înarmați, curajoși și nu avem probleme. Nu, așa e omul. Dar acest miel, dacă merge fără nimic, înseamnă că are curaj, are pace, nu se teme să piardă ceva. Iar un discipol misionar al lui Hristos are acest curaj, pentru că a nu avea nimic înseamnă un spațiu enorm pentru Dumnezeu. Înseamnă a nu te baza pe tine. Înseamnă a nu-ți face de cap, ci înseamnă a-L avea pe Dumnezeu în tot acest gol care rămâne. E cea mai mare bogăție. Poate ne surprinde de multe ori să vedem vieți de oameni în care nu se vorbește despre Dumnezeu. Vedem oameni care calculează viitorul fără Dumnezeu, care își trăiesc ziua fără să pronunțe numele de Dumnezeu, care totul e bani, totul e profit, totul e interes, totul e aranjament. Câtă sărăcie e acolo! Câtă sărăcie e acolo! Lipsește comoară! O viață în care se pronunță cuvântul Dumnezeu, o viață în care se face referință la Dumnezeu, există rugăciune către Dumnezeu. Ce viață bogată, ce lumină, asta înseamnă miel fără nimic, miel cu Dumnezeu în această viață. Și avem nevoie de lejeritatea asta, avem nevoie să fim atât de liberi pentru a avea viața divină, nu viața lumească, cu atâtea și atâtea beneficii, dar lumești. Și nu știu dacă dumneavoastră ați observat, dar cei mai generoși oameni, cei mai generoși sunt cei care sunt, nu știu cum să zic, care nu prea au. Cei care nu prea au multe, ăia sunt liberi pentru că nu au simțul posesiunii. Spune și un mare călugăr dominican, Maurice Undel, Dumnezeu e marele sărac. Sigur, metaforic, că nu posedă, că e liber, că nu
controlează așa excesiv, ci lasă liber. E generos, Dumnezeu, enorm. Și cei mai generoși oameni sunt cei care nu au această simțăminte a posesiunii dezvoltată. Aceasta este imaginea discipolului misionar. Și apropiindu-mă cumva de final, acest discipol misionar, eu, dumneavoastră, fiecare, care își asumă această atmosferă, este chemat să trăiască cu pace. E un instrument prin care ne verificăm. De multe ori ne tensionăm, ne încordăm și mie mi se întâmplă, din păcate. Pentru că suntem ispitiți și fixați către un bine pe care trebuie să-l facem. Neapărat să iasă așa, neapărat să fie exact cum știm noi că trebuie și scrie și ne tensionăm, ne pierdem pacea. Vrem ca tot să fie așa cum vrem noi și ne pierdem pacea. Ori mai important este să primim această pace și în ritmul pe care Dumnezeu îl aranjează în viața noastră să și mergem înainte. Pacea uneori este tulburată și de conflictul pe care îl avem noi cu noi înșine. Da, îmi doresc, zice frumos părintele, dar ce greu este de făcut treaba asta acasă, cu cine? Poate vă gândiți la un vecin, la altul, la altcineva din biserică și deja simțiți descurajare. Poate simțiți, vă gândiți la cei cu care colaborați și dumneavoastră aveți dorință și vă gândiți, nu știu, vă vine ispita descurajării, a abandonării, să nu o lăsăm să ne vorbească niciodată. Să nu ne lăsăm să o urmăm niciodată, ci să înțelegem că avem nevoie de încredere în lucrarea lui Dumnezeu prin viața noastră. Și uneori poate și să învățăm să pierdem, să ne pierdem chiar pe noi. Pentru că suntem, repet, miei, fără nimic, dar care vor să trăiască în pace. Și dacă după toate acestea mi-a vorbit Evanghelia, am primit botezul, am avut o experiență frumoasă și, sau nu am această experiență frumoasă și atunci n-am de unde să povestesc, sau afacerea asta bună nu prea mă convinge și încă nu mă regăsesc în toate acestea, ne zice Papa Francesc, nu e problema, stai liniștit, nu ești de vină, roagă-te, dar roagă-te în așa fel încât să te întâlnești cu Iisus. Roagă-te atâta cât e nevoie încât să simți că îți vorbește Iisus. Nu un sfert de oră, nu jumătate, nu o oră, nu o zi, nu o zi. Cât e nevoie, uneori ore, zile, dar roagă-te, poate ani dacă e nevoie, dar știu că fac treaba asta. Și credeți-mă, unui om care îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeu îi apare, Dumnezeu îi vorbește, pentru că Dumnezeu asta vrea, să-L întâlnim, să ne întâlnească și să ne arată frumusețea Sa. Și să ne rugăm cu toții până descoperim această frumusețe a lui Dumnezeu, cum zice Tereza de Avila, când descoperi blândețea privirii Lui și frumusețea ochilor Săi, n-ai cum să o uiți. O păstrez mereu și pe drum și la servici, când vezi această imagine frumoasă a lui Dumnezeu, Dumnezeu e frumos, n-ai cum să-L uiți și n-ai cum să o ții pentru tine. Acolo se naște această dinamică a discipolului misionar, adică a celui care primește și oferă, a celui care găsește iubirea și oferă iubire, a celui care inspiră și expiră, a celui care e creat, mântuit, iubit, îmbrățișat de Dumnezeu, cum sunteți dumneavoastră, și care nu vor să țină treaba asta pentru ei. Și dacă nici acestea nu ne conving, zice Papa Francisc în scrisoarea pe care am citat-o, Evangelii Gaudium, la un număr 268, următoarele. Dincolo de faptul că ne convine sau nu, că ne interesează sau nu, că ne folosește sau nu, dincolo de măruntele limite ale dorințelor noastre, ale înțelegerii noastre, ale motivațiilor noastre, noi evangelizăm pentru mai marea slavă a Tatălui
care ne iubește. Aceasta vă doresc, să ne găsim cu toții împlinirea, plinătatea vieții, în a ne trăi această misiune frumoasă de discipol misionar, adică despre noi. Lăudați să fie Iisus și Maria! Îi mulțumim frumos părintelui Bogdan Valașcă pentru că ne-a arătat multe argumente, iar în grupul de discuții vom putea spune care a fost argumentul care m-a atins pe mine. Mai țineți minte primul argument, Evanghelia, apoi botezul, apoi faptul că am primit ceva bun și dăm, misiunea noastră, apoi că e o afacere bună. Sau care alt argument ne convinge să fim discipoli misionari?